Bună dimineața! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației de a participa la conferința de presă a organizației municipale PSD Roman. Așa cum am anunțat, tema principală a conferinței de astăzi este anunțarea candidatului pentru alegerile parțiale pentru funcția de primar la Roman. Pot spune că, așa cum am afirmat de atâtea ori, de câte ori m-ați întrebat, candidatul a parcurs tot ceea ce înseamnă treptele impuse de statut, a fost confirmat, este membru a biroului și în același timp este și președinte executiv a organizației Roman prin votul unanim a membrilor biroului. Candidatul este domnul Marius Nicolae, îl știți, un om tânăr, un om de afaceri, parlamentar cu experiență, că a fost parlamentar, cu experiență politică și experiență administrației. Nu vreau să spun mai mult, îi dau lui cuvântul să prezinte gândurile și să prezinte, după care domnul președinte Ionel Arsene va încheia, așteptând după aia întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, Marius. Mulțumesc și eu. Bună ziua tuturor. Profit de faptul că începe săptămâna mare și vreau să adresez în primul rând sărbători fericite tuturor romașcanilor, tuturor acelor la care poartă credința în suflet. Mă numesc Marius Nicolae. Mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți și mă aflu astăzi aici pentru a afirma un puternic angajament și anume acela de a fi candidat și câștigător din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Roman. Trebuie să recunosc că m-am înscris în această competiție în primul rând datorită încrederii și încurajării pe care am primit-o din partea tuturor acelora care mă cunosc. Pentru mine lucrul acesta a fost determinant și a fost factorul care m-a făcut să mă decid să mă întorc în politică. Este bine cunoscut lucrul că eu am mai deținut o funcție publică și profit de această ocazie să spun că am fost onorat și mulțumesc tuturor romașcanilor pentru că în acel moment mi-au acordat încrederea. Am reprezentat acest colegiu în Parlamentul României ca deputat în intervalul 2008-2012, un interval pe care foarte mulți romașcani îl consideră ca fiind unul de succes, în care Romanul a avut nenumărate beneficii de pe urma mandatului de primar de la acea oră sau de parlamentari pe care l-am avut eu. Dacă vă aduceți aminte și cred că putem rememora, ne putem referi aici la spital, la școli, la grădinițe, la biserici, parcuri, muzee și de ce nu la investiții în infrastructură, microhidrocentrala, baze sportive și licee. În toate aceste proiecte eu am încercat să-mi aduc aportul, iar romașcanii au simțit prezența mea în acel moment, au simțit că depun eforturi alături de administrația locală pentru a schimba în bine fața acestui oraș. Din alt punct de vedere, eu vin în acest moment din rândul oamenilor de afaceri. Cunoașteți cu toții că astăzi a fi om de afaceri nu este simplu deloc. Este o adevărată provocare și e cu adevărat dificil să-ți menții afacerea, să reușești să crezi și să menții niște locuri de muncă. În schimb, acest mediu este un mediu dur care m-a călit. Dacă nu reușești să fii eficient, nu reziști. Dacă nu reușești să fii cel mai bun, nu poți să perseverezi. Sunt lucruri care m-au ajutat, m-au format și care îmi permit în acest moment să sper că pot deveni un foarte bun manager și pentru acest oraș. Bineînțeles că hotărând să fac acest pas, am început să gândesc și voi creona un program care să vină în întâmpinarea dorințelor romașcanilor. Știu că în Roman
sunt foarte multe probleme. Și de multe ori, deși eu sunt o fire optimistă, mergând pe stradă, întâlnindu-mă cu oamenii, constat că aceștia mai degrabă sunt pesimiști. Oamenii se confruntă cu nenumărate probleme, cu nenumărate neajunsuri, dar eu cred că de data aceasta au în fața lor un om și un partid care pune pe primul plan, în primul rând, ridicarea nivelului de trai al fiecăruia dintre noi. Punem pe primul plan ridicarea nivelului de trai aici la Roman și în județul Neamț. Este obiectivul principal pe care ne l-am propus și cu sprijinul domnului președinte al Consiliului Județean, cu sprijinul colegilor mei din organizație și, de ce nu, cu sprijinul tuturor romașcanilor, chiar dacă unii au alte convingeri politice, vom reuși să ne așezăm la aceeași masă, să gândim împreună în folosul cetățenilor, să gândim împreună proiecte de care să fim mândri acum și în viitor. Eu lansez cu această ocazie invitația tuturor romașcanilor care vor să facă echipă cu mine și cu noi, să ni se alăture, să aibă încredere în ceea ce noi propunem acestui oraș. Cu siguranță vor fi încântați să colaboreze cu mine pe proiectul Romașcan și cu siguranță romașcanii ne vor aprecia pentru ceea ce vom vrea să facem. Cred că este suficient pentru astăzi. O să vă invităm imediat după sărbătorile de Paște să ne reîntâlnim pentru a face o prezentare a programului nostru și dau acum cuvântul președintului Consiliului Județean, prietenul meu, domnul Ionel Arseni. Mulțumesc, Marius. În primul rând vreau să vă spun și eu bună dimineața. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vreau să vă spun că sunt foarte încrezător pe hotărârea pe care am luat-o astăzi la Roman. Și felicit organizația municipală PSD Roman pentru faptul că au găsit înțelepciunea să caute și să identifice un candidat așa cum este domnul Marius Nicolae, un om care a demonstrat și în privat și atunci când a ocupat funcții și demnități publice că poate face performanță, că este un om serios și un om care pune interesul oamenilor înaintea intereselor de partid sau personale. Vreau să vă spun că l-apreciez foarte mult pe domnul Neculai, l-am apreciat și atunci când nu făcea parte din familia politică a noastră, un om consecvent în idei și în acțiuni și un om care a impus respect indiferent de funcția pe care a ocupat-o sau de poziția pe care a ocupat-o. Am încredere că Romanul, împreună cu primarul Marius Nicolae, va face pași înainte, Romanul se va moderniza, iar eu, în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean Neamț, vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean Neamț, vă asigur de sprijinul Guvernului României, pentru că atunci când vrei să faci proiecte mărețe, ai nevoie de finanțare. Și eu cred că după primii 3 ani de mandat de primar ai domnului Nicolae, în Roman nu vor mai exista străzi fără apă, canal și asfalt. Eu cred că putem să facem împreună proiecte de infrastructură serioase pentru municipiul Roman. Vom avea o discuție după Paști și domnul Marius Neculai va veni cu o propunere de proiect pentru Romașcan, pentru marea familie romașcană. Sigur, el știe mai bine decât mine necesitățile Romanului, care sunt nevoile municipiului Roman în ceea ce privește investițiile în infrastructură și aștept cu interes să avem o discuție aplicată pe ceea ce își propune să facă în următorii 3 ani de zile, iar eu îl asigur pe el, atât cât și pe dumneavoastră și pe romașcani, că fondurile necesare implementării proiectelor propuse de domnul Marius Neculai vor avea finanțare și
vom face împreună în următorii 3 ani de zile în Roman foarte multe. De fapt, vom face ceea ce așteaptă locuitorii municipiului Roman de la un primar, pentru că un oraș nu se administrează numai în centru. Un oraș se administrează până în periferie. Eu cred că toți locuitorii municipiului Roman au nevoie de modernizare, au nevoie de străzi, au nevoie de apă și canal. Eu cred că comunitățile mărcinașe, comunitățile de romi, au nevoie de o atenție specială și omul Marius Nicolae, înaintea primarului Marius Nicolae, va fi un om care se va apleca asupra nevoilor celor cu probleme. Nu o să intru prea mult în discuții care țin de partea de program, pentru că asta este treaba candidatului să vină cu o propunere de program. Vreau să îi urez mult succes, vreau să-l asigur de toată susținerea mea. Ca o paranteză vreau să vă spun, domnule Neculai, că atunci când s-a împământenit ideea să fiți candidatul nostru la primărie, am avut niște discuții cu niște oameni destul de importanți din Roman, care eu consider că sunt lideri de opinie, și am fost plăcut surprins să văd că vă bucurați de aprecierea și de prețuirea unor oameni importanți din Roman, că sunteți apreciat în toate mediile, dacă vorbim de mediul de afaceri, dacă vorbim de cei care păstoresc alte domenii, și asta trebuie să recunosc că m-a bucurat foarte tare, pentru că de asta are nevoie o comunitate, de oameni care să fie apreciați, respectați și prețuiți. Și eu cred că dumneavoastră veți fi un primar extrem de bun. Și peste 3 ani, când veți închide acest mandat și veți începe un alt mandat, veți putea spune romașcanilor că ați făcut ceea ce v-ați propus, și eu am convingerea că veți face asta. Închei aici întrebări. O secundă. Da, Marius. Să fac o mică paranteză și am să vă relatez o povestioare. Părinții mei au 2 băieți, Marius și Cătălin. Numai că la starea civilă, pe unul l-au trecut în certificatul de naștere Neculai, pe celălalt Nicolae. În speță, eu eram trecut inițial Nicolae. De asta și astăzi încă mi se mai confundă numele. Da, da. Dar ne obișnim. De azi înainte și pe buletinul de vot mă veți găsi ca Marius Nicolae. Și sper să așa să-mi rămână numele. Da, mulțumim domnului președinte Ionel Arseni, atât în calitate de președinte organizației județene PSD, cât și în calitate de președinte a Consiliului Județean. Suntem convinși că va fi alături de noi în tot ce ne propunem și mai ales alături de candidat. Și eu spun de cel care va fi primar, Marius Nicolae. Înainte de a începe întrebările la dumneavoastră, vreau să vă mai fac un anunț scurt. Marți se va organiza la sediul organizației PSD aici o distribuție de pachete către oameni nevoiași. Eu nu voi fi prezent, va fi prezent președintele executiv, care este domnul Marius Nicolae. Vă aștept cu drag să participați și dumneavoastră la acțiunea noastră pentru sărbătorile de Paști, și vom mai avea în cursul săptămânii care vine o acțiune la unul din complexele care se ocupă de copiii nevoiași. Unii vom distribui de asemenea alimente, dulciuri, așa cum e bine să le facem pentru cei nevoiași în preajma sărbătorilor pascale. Eu și eu cu această ocazie vreau să urez tuturor romașcanilor să aibă parte numai de bucurii, un Paște fericit și multă, multă sănătate. Așteptăm întrebările dumneavoastră. O să vă comunic. Probabil la ora 15. Probabil la ora 15. Domnul Neculai, felicitări în primul rând pentru candidatura pe care v-a lansat astăzi. Vă rog să ne spuneți cât de mult va conta în campania electorală și mai ales după campanie, dacă veți ieși primar, faptul că guvernul este PSD, Parlament PSD și Consiliul Județean tot PSD. Va conta foarte mult, pentru că am mai avut o experiență atunci când am fost
deputat, deși eram într-o altă echipă politică, am văzut cât de mult înseamnă să fii sprijinit atât de către Consiliul Județean, de către Parlamentul României când ai nevoie să promovezi un act legislativ și mai ales de către guvern. Dacă nu există o bună comunicare între aceste instituții și dacă nu există un om, un primar, care să facă toate demersurile pentru a pune în mișcare acel lanț, acel angrenaj care poate aduce fondurile de la nivel guvernamental, de la nivel județean, către proiecte gândite pentru planul local, fără acest sprijin, practic, ritmul de dezvoltare a unei localități cum este Romanul ar fi mult mai lent. Va fi un câștig pentru noi romașani, dacă dumneavoastră veți fi primar? În mod cert. Din punctul ăsta de la. În mod cert. Eu îmi asum această responsabilitate ca fiind una dintre prioritățile mele. E clar că voi avea și am deja o relație foarte bună cu președintele Ionel Arsenie și din partea Consiliului Județean cu siguranță vom avea toată susținerea și ușile vor fi deschise. Împreună vom merge la București ori de câte ori va fi nevoie pentru a sensibiliza factorii de decizie din ministere, pentru a ne sprijini în acele proiecte pe care o să le gândim împreună și puteți avea încredere în ceea ce vă promit astăzi, că lucrurile vor fi așa exact cum ne dorim. O singură întrebare mai am. Ce șanse vă dați? Mie? Da. Dumneavoastră. V-am spus și în timpul conferinței că sunt o fire optimistă. Chiar dacă pe stradă mă mai întâlnesc oameni care nu sunt atât de entuziasmați ca și mine, eu sunt o fire optimistă și vreau să insuflu această încredere tuturor romașcanilor. Sunt convins că voi câștiga. Domnule Dăzulai, ce proiecte mai exact aveți pentru municipiul Roman? Poate nu am prins unul de la început. Da, am spus în timpul conferinței că nu este astăzi momentul dedicat prezentării programului cu care voi ieși în fața romașcanilor. Cu siguranță vom vorbi de proiecte mici dedicate unor zone din municipiu. Vom vorbi despre proiecte medii dedicate unor cartiere sau unor zone mai mari din oraș și, bineînțeles, abia aștept să reușesc să implementez și proiecte mari care să ne privească pe noi toți, nu numai locuitorii de Roma, dar poate chiar și locuitorii din zona metropolitană. Dar ca să putem intra în detaliu, o să avem nevoie de o întâlnire specială, de un timp mai îndelungat alocat acestei prezentări și, cu siguranță, acolo o să discutăm aceste aspecte. De ce v-ați candidat anul trecut la alegerile locale împotriva domnului Leurea? Eu am luat această decizie nu pentru a candida împotriva unei persoane anume. Mi-am dorit să candidez acum, pentru că acesta a fost momentul în care am simțit că în jurul meu se acumulează mai multă încredere. Beneficiez de această încredere și din partea partidului, și din partea prietenilor, și din partea romașcanilor cu care mă întâlnesc întâmplător pe stradă. Nu mi-am dorit să candidez pentru a-mi oferi șansa unei revanșe. Eu cu domnul Laurențiu Leureanu am făcut echipă la un moment dat. Mai mult decât atât, mi-a fost profesor de matematică și informatică în liceu și cred că a fost un gest suficient de elegant să evit, măcar atunci când este posibil, o confruntare de acest gen. Eu îmi doresc ca împreună cu domnul Leureanu să am din nou ocazia să fac echipă. De data aceasta, cred că este o oportunitate pentru mine. Chiar și cu actualul viceprimar, cred că sunt în relații foarte bune și cu dumnealui putem colabora și cu dumnealui putem face echipă. Dacă îmi permiteți o glumă, pot spune că Roma nu are șansa să ne aibă pe amândoi în funcție de conducere. Pentru că în situația în care eu aș câștiga funcția de primar, domnul Lucian ar rămâne în continuare în administrație, probabil cu funcția de viceprimar, sau o să vedem ceea ce o să-și dorească dumnealui. Dar cu siguranță, noi fiind din aceeași generație, putem colabora și putem construi împreună o echipă care se lucreze în interesul romașcanilor. Ați afirmat că faptul că această candidatură nu este o revanșă față de nedreptatea flagrantă care vi s-a făcut atunci. Nu știu în ce măsură ea se datorează domnului Leureanu, dar sigur domnului Băsescu de a fi impus la Roman pe Elena Lugea.
totul vetmiza pe resentimentele romașanilor, pentru că resentimentele romașanilor de acea epocă portocalie sunt puternice. Eu nu sunt aici ca să judec. Cred că singurul judecător cu adevărat este cel de sus. De data aceasta am avut ocazia să mă reîntorc în politică. Vedeți cum aranjează Dumnezeu lucrurile. Dacă în 2008-2012 domnul Eureanu era primar, eu eram deputat. Împreună am avut rezultate foarte bune pe care romașcanii le știu și le cunosc. De data aceasta, conjunctura e cu adevărat interesantă. Avem ocazia ca eu să fiu primar și domnul Eureanu deputat. Sperăm să obținem aceleași rezultate, dacă nu cumva unele chiar mai bune. Cred că este o oportunitate pentru mine, dar o oportunitate și pentru romașcani. Dânsii au simțit nivelul meu de implicare pe care l-am avut în acea perioadă. Cu siguranță acum am mai multă experiență și pot, în calitate de administrator, pot fi mult mai eficient. Atunci nu aveam buget, aveam doar posibilitatea de a îndupleca o autoritate sau alta pentru sprijinirea unui proiect. De data aceasta voi avea și buget, voi avea și prieteni, autorități care să mă ajute să fac acest buget să fie mai mare și mai eficient. Și sper ca romașcanii să vadă în mine această șansă pe care o avem din nou, în care eu să fiu din ce în ce mai implicat și sper să fiu și din ce în ce mai eficient pentru acest oraș. Este clar că doi oameni de calea dumneavoastră și a domnului Micu, tineri, elegant în discurs și în comportament, nu va fi o campanie dură. Ce veți face însă în Consiliul Local odată ajuns, în momentul în care dumneavoastră aveți acolo doar 6 voturi? Avem doar 6 voturi. Dar eu cred că în Consiliul Local proiectele pe care le voi propune vor fi de interes general și vor fi de nerefuzat. Eu cred că și colegii noștri au fost de foarte multe ori alături de colegii din Partidul Național Liberal. Eu cred că putem lăsa deoparte lucrurile care ne despar sau care ne fac să părem diferiți. În realitate suntem cu toții romașcani, în realitate cu toții ne dorim același lucru. Ca oamenii să ne aprecieze, să nu ne fie rușine să mergem pe jos, să putem da mâna cu oricine ne întâlnim pe stradă. Și eu cred că în Consiliul Local acesta va fi demersul meu principal. Să încerc să fac și pe foștii mei colegi să-mi fie alături și pe actualii colegi din Partidul Social Democrat să încercăm să facem o echipă. S-a vorbit și cu ani în urmă că suntem o mare familie, că suntem un oraș al ecumenismului. Avem oportunitatea să demonstrăm noi altora că putem fi un exemplu. O întrebare pentru domnul președinte al Austriei. Odată cu această lansare, va ieși romanul din izolarea mediatică la care a fost supusă în ultima vreme? Romanul n-a fost supusă la o izolare mediatică. Noi când vorbim în conferințe de presă, vorbim pentru tot județul. Sigur. O parte a presei alege să fie acolo, alta nu. Asta nu ține de noi. Doamnă, eu mă ocup să administrez județul Neamț, în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț, și să fac să fie bine pentru oamenii din județul Neamț. Nu mă ocup și de partea de presă și nici de telefoane la presă. Iertați-mă. Puteți să mă rugați, nu o să vă dau telefoane eu la presă să vă invit. Îmi pare rău. Cred că am treburi mult mai importante și cred că administrarea județului Neamț este o sarcină extrem de importantă. Cred că noi în Consiliul Județean Neamț, și am mai spus-o făcând o paranteză pe ceea ce spunea Marius la Roman, că aici aveți Consiliul Local Liberal și o să aveți un primar social-democrat, cred că ar trebui ca noi oamenii politici care facem administrație să facem prima dată administrație și după aia politică. Am spus-o și în Consiliul Județean Neamț, acolo unde au fost multe proiecte pe care colegii mei din Consiliul Județean Liberal le-au votat. Eu cred că oamenii asta așteaptă de la noi. Să vadă dezvoltare, să vadă că ne ocupăm să modernizăm infrastructura județului, să vadă că ne ocupăm de proiecte mari. Sigur că
nu putem să mulțumim pe toată lumea și nici pe toți cei din presă. Unii o să-și dorească să primească telefon de la mine, să-i invit la conferința de presă. N-am să o fac, că nu mă ocup cu treaba asta. Însă, eu cred că administrarea județului Neamț, astăzi când vorbim, este pe mâini bune. Ne-am propus și avem aprobate în Consiliul Județean Neamț, că tot veni vorba, proiecte extrem de importante, cu valori extrem de mari, cum n-au fost în ultimii 27 de ani în județul Neamț. Și eu cred că dumneavoastră aici la Roman, cu viitorul primar Marius Neculai, veți putea face ca infrastructura municipiului Roman să fie modernizată. Eu cred că nu va exista niciun consilier local liberal care să nu voteze o propunere de proiect pe care primarul o va face în interesul romașcanilor, pentru că vor fi proiecte care vor viza modernizarea municipiului Roman. Și aici nu mai vorbim de politică, aici vorbim de interesul cetățeanului. Și așa cum îl văd elegant în discurs pe candidatul nostru, cred că va găsi înțelepciunea necesară să aibă o comunicare și o înțelegere bună cu majoritatea Consiliului Local din municipiul Roman. Domnul Marius, aș avea și o întrebare. Vă pregătiți pentru o campanie electorală. În viziunea dumneavoastră, opinia dumneavoastră, o să vă luptați în această campanie electorală, între ghilimele luptați, cu actualul primar, de fapt viceprimar, cu atribuții de primar, sau cu domnul Leoreanu? Eu cred că nu mă lupt cu niciunul dintre ei. Pentru mine e prea competiție. Pentru mine e o competiție cu mine însumi. Îmi doresc în fiecare noapte să mă mai trezesc, că am acest obicei, mă trezesc în timpul somnului și mai analizez câte o idee, mai vine câte un gând pe care încerc să-l valorific. E o competiție cu mine însumi. Sper să pot ieși în fața noastră cu proiecte care să mă facă pe mine să mă simt mândru. Vis-a-vis de contracandidații mei, nici nu știm la ora aceasta câți vor fi, am înțeles că s-au anunțat deja două nume, dar haideți să vorbim strict pe date concrete. Deci contracandidat din partea Partidului Național este domnul Lucian Micu. Îl vedeți ca pe domnul Lucian ca o interfață a domnului Leoreanu? Ei sunt într-o echipă, cu siguranță vor colabora și își vor aduce fiecare dintre ei contribuția în propria lor campanie electorală. O să spun, dacă este extrapolez, că mă lupt în idei cu întreg Partidul Național Liberal. Sper ca din această competiție să naștem idei constructive sau să corectăm unele lucruri care poate în momentul de astăzi le vedem sub o formă, după o dezbatere s-ar putea să le vedem într-o formă îmbunătățită. Eu cred că toată această competiție trebuie să aibă un caracter constructiv. Alte întrebări? Cunoașteți pumpele slabe al orașului Roman? Care sunt și ce măsuri concrete ați luat? Dacă veți ocupa funcțiile primare al orașului? Da. Am spus că provin din rândul oamenilor de afaceri. N-am să pot să scot în evidență toate deficiențele cu care ne confruntăm la ora actuală la nivel de municipiu, dar cred că trebuie să investim mai mult în parteneriatul public-privat. Cred că oamenii de afaceri trebuie să fie sprijiniți, pentru că ei sunt cei care creează locuri de muncă și locurile de muncă, la ora actuală, reprezintă o problemă a municipiului Roman. Deși nu sunt foarte suficiente, putem constata că nu sunt nici la un nivel foarte ridicat de remunerație. Mi-aș dori ca în următorii ani, așa cum a spus și în timpul conferinței, nivelul de trai al locuitorilor se crească printr-un efort conjugat, atât al nostru ca autorități locale sau al guvernului ca autoritate centrală, dar să crească și prin sprijinirea oamenilor de afaceri, cărora să le dăm posibilitatea, prin diverse măsuri, să reușească să-și remunereze oamenii cu mai mult. E un obiectiv principal, acela de a ridica nivelul de trai al cetățenilor. Cu el o să înaintez de fiecare dată, dar în spatele lui, cu siguranță, sunt și nenumărate alte probleme
specifice legate de infrastructură, legate de sistemul de sănătate, legate de educație, unde se mai pot face în continuare foarte multe lucruri. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt, atunci vă urez și eu sărbători binecuvântate la toți romașcanii și la toți cetățenii județului Neamț. Să ne găsească Dumnezeu după acest Paște mai buni și campania care urmează să o facem, așa cum spunea și candidatul nostru, într-o manieră elegantă, corectă, bazată pe idei și nu pe alt gen de abordare. Mult succes, Marius! Mulțumesc frumos tuturor și să fie într-un ceas bun! Mulțumesc, domnule președinte!